lăsăm o carte, stâlpi împuștați, un fel de via cu martirii Revoluției din decembrie 1989 la Cluj-Napoca. Este o carte, un album realizat de Radu Feldeorean, Ion Cioba și sub îngrijirea artistică a domnului Liviu Mocan, care a realizat acești stâlpi împuștați, acest însemn memorial. Albumul este realizat de și apare sub egida Asociației pentru Adevărul Revoluției din Cluj, cu sprijinul financiar al Consiliului Local și al Municipului Cluj-Napoca. Mulțumim pentru acest lucru, domnule primar. Mulțumim tuturor care au fost implicați și în loc pe domnul Ion Cioba, care este scriitor, este poet la Bistrița, domnia sa a selectat texte din tinerii poeții români care au fost puse pe imaginile acestea ale lui Răzvan Rota, a revoluționarilor, a celor care au fost răniți sau împuștați aici în Cluj acum 25 de ani. Domnule Cioba, vă rog un suflet. Stâlpi împușcați, un sfert de veac cu martirii Revoluției din decembrie 1989 la Cluj-Napoca. A fost un proiect care ni s-a propus și pe care l-am primit cu mare responsabilitate. Este un moment deosebit, așa cum spuneam, iată un sfert de veac de la evenimentele tragice din decembrie. Am acceptat acest demers cu bucurie și cu toată responsabilitatea. Ne-am dorit o carte albă, așa cum la putem vedea, însoțită doar de tricolor și de umbrele stâlpilor pe care îi avem aici lângă noi, un semnul memorial pentru eroii căzuți în decembrie și de o aripă rănită. Imaginile surprinse la acele zile, în acea zi, practic, de Răzvan Rota, sunt însoțite în acest album de cuvintele lui Iisus Hristos. Aceste imagini sunt atât de puternice și atât de expresive, încât nu ni s-a părut adecvat niciun alt comentariu decât cuvintele Mântuitorului. Urmează o secțiune dedicată eroilor martiri, fiecare având două pagini, unde există pe fundal grafică semnată Radu Feldeorean, elemente de detaliu din ansamblul stâlpilor împușcați și o scurtă selecție de versuri din autori, din noua generație poetică, toți debutați după 1989. Există și o secțiune, o pagină, o listă a răniților din Revoluția de la Cluj. Câteva aprecieri critice vis-a-vis de monumentul realizat de sculptorul Liviu Mocan și versuri ale lui Ioan Alexandru, cel care acum 25 de ani, 21 decembrie, la București, purta crucea și icoana Mântuitorului printre soldați, printre răniți, printre participații la Revoluție, la București, de la Piața Romană până la Piața Unirii.